Australianca Samantha Stosur a mers în runda următoare după ce a trecut de taiwaneza Chang Kai-chen cu 7-6, 6-3. Jucătoarea gazdă nu a mai repetat greșeala de anul trecut când a fost eliminată încă din primul tur. Stosur nu a reușit însă niciodată să treacă de runda a patra a primului turneu de mare șlem al anului. Victorie și pentru Novak Djokovic, care a început competiția cu speranța de a deveni primul tenismen care câștigă 3 ediții la rând de Australian Open. Ex-Iugoslavul nu a avut mari probleme în partida cu francezul Paul-Henri Mathieu, de care a trecut cu 6-2, 6-4, 7-5. Djokovic îl va întâlni în runda secundă pe americanul Ryan Harrison, care l-a depășit pe columbianul Santiago Giraldo cu 2-6, 6-4, 7-5, 6-4. Cel mai tare meci al primului tur a fost cel dintre spaniolul Fernando Verdasco și belgianul David Goffin. Ibericul s-a luptat intens cu adversarul său, pe care l-a învins în 5 seturi, 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4. Verdasco a făcut numai puțin de 58 de erori neforțate în timpul partidei. El va întâlni în turul următor pe Xavier Malis. Belgianul l-a învins pe spaniolul Pablo Andujar cu 6-3, 6-1, 6-2. O partidă interesantă a fost și între slovaca Dominika Cibulkova și Ashleigh Barty. Australianca a câștigat ușor primul set, dar adversara sa a avut parte de o revenire de senzații în următoarele două runde. Cibulkova s-a impus cu 3-6, 6-0, 6-1. Ea o va întâlni în runda următoare pe rusoica Valeria Savinkh. Ex-sovietica a trecut în primul tur de luxemburgheza Mandy Minella cu 7-6, 6-1. Favoritul publicului, Leighton Hewitt, care a câștigat acum câteva zile turneul de la Kuyong, nu a putut face față tăvălugului sârb Janko Tipsarevic. Numărul 8 mondial s-a impus în 3 seturi extrem de disputate cu 7-6, 7-5, 6-3. Și spaniolul David Ferrer merge în turul al doilea după 6-3, 6-4, 6-2 cu belgianul Olivier Rochus.